Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Astăzi, împreună cu colega mea, Zinaida Popa, vom vorbi despre un subiect care a fost adus în spațiu public acum câteva zile de către Ion Ceban, și anume despre problema societății pe acțiuni apă canal Chișinău. Domnul primar a menționat și a accentuat de mai multe ori necesitatea majorării tarifului, practic chiar mai mult decât dublarea acestuia, iar în caz contrar, amenințând cu falimentul societății. Totodată, pe ordinele de zi de mâine a ședinței Consiliului Municipal Chișinău, au fost incluse două subiecte pe ordinea de zi, care odată ce vor fi votate, vor duce la majorarea tarifului pentru apă și canalizare în municipiul Chișinău, iar tariful constituind peste 24 de lei per metru cub de apă. În acest context, considerăm foarte esențial expunerea poziției fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău asupra proiectelor de decizie de pe ordine de zi de mâine, dar și părerea despre problema de la apă canal Chișinău. Dar să le luăm pe rând. În primul rând, ceea ce privește declarațiile primarului Ion Ceban despre riscul de falimentare a societății apă canal Chișinău și refuzul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică de a ajusta tariful la apă și canalizare în municipiul Chișinău. Și anume în măsură în care o cere primarul și reprezentanții apă canal Chișinău. Noi considerăm că chișinăuienii trebuie să achite pentru apă și canalizare un tarif corect în primul rând. Iar tariful corect este cel care include toate costurile eligibile pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, calitative în primul rând, dar nu și furturile făcute de către Ion Ceban și oamenii puși în acest sens, inclusiv naș, fin, cu metri. Primarul Ion Ceban se plânge că ANRE nu aprobă tarifele pe care le dorește el. Însă o simplă analiză a paginii web a agenției, vedem că în ultima perioadă agenția a aprobat la solicitarea a mai multor regii din Republica Moldova tarifele. A aprobat și tarife mai mari decât le are astăzi apă canal Chișinău, a aprobat tarife mai mari decât chiar solicită astăzi apă canal Chișinău. Spre exemplu, în 2022 agenția a acceptat tariful de 40 de lei pentru regia din Anenii Noi. În Vulcănești a acceptat un tarif de 44 de lei, iar în Falești de 48 de lei. În Chișinău, principalele motive care au fost invocate de către ANRE sunt anume încălcările făcute de către apă canal Chișinău. ANRE a menționat foarte clar într-un comunicat de săptămâna trecută, citez, consumul tehnologic și pierderile de apă în procesele de capturare, tratare, transportul, acumulare și distribuție apei prezentat de operator pentru aprobare trebuie să fie argumentat și justificat. Diferența consumului tehnologic și pierderile de apă efectiv și cele aprobate de ANRE care nu se acceptă în scopul recuperării prin tarif pentru perioada anilor 2019-2021 este substanțială și a constituit în anii 2019 21,3%, în anul 2020 15,9%, în 2021 13,4%. Mai pe clar pentru cetățeni, pentru locuitorii municipiului Chișinău, apă canal Chișinău are pierderi astăzi de peste 30%, iar metodologia asigură doar includerea a 15% în tarif. Oamenii trebuie să înțeleagă că ceea ce solicită astăzi apă canal este că un cetățean a municipiului Chișinău, consumând un metru cub de apă, automat va plăti 1,3 metri cub de apă.
Problema, de fapt, nu este doar în metodologie, ci în șirul de încălcări efectuate și pe care le face Apă Canal în fiecare an. Apă Canal Chișinău nu a putut argumenta pierderile admise în rețele, nu a prezentat la timp anual solicitarea de aprobare a tarifelor, mai mult ca atât, pe un șir de cheltuieli, nu a putut nici prezenta documente confirmative. Astfel spus, echipa de management eficient a lui Ivan Ceban nu sunt în stare să prezinte nici documente confirmative a cheltuielilor efectuate, dar își doresc o majorare de tarife pentru salarii grase, pentru directori și șefii interimari. O situație similară deja am văzut-o, cum a fost petrecut în cazul majorării tarifului la transportul public în municipiul Chișinău. Atunci când s-a majorat de la 2 lei la 6 lei, cetățenii așteptând un transport mai calitativ, investiții pentru a îmbunătăți transportul din municipiul Chișinău, iar ne-am trezit până la urmă cu peste 120 de funcții noi, dintre care 32 noi șefi în cadrul direcției transport. Despre o altă problemă ne va vorbi colega noastră, Zinaida Popa. Zinaida, te rog. Mersi. Al doilea subiect pentru care insistă primarul Ivan Ceban ține de preluarea de către primăria municipiului Chișinău a creanțelor AP Canal față de BERD, asumate în cadrul contractului semnat în anul încă 2013. Din punct de vedere juridic, aici, de fapt, nu sunt careva probleme, mai ales că legea 303 din 2013 prevede expres dreptul exclusiv al autorității publice locale de a investi în infrastructura edilitară. Însă, ca de obicei, Ivan Ceban vrea să acționeze pe la spatele cetățenilor, spunându-le doar jumătate de adevăr, exact așa cum îi place lui. Este adevărat că acel contract cu BERD, semnat de AP Canal în 2013 și susținut de autoritatea publică locală, ridică mari semne de întrebare de legalitate. Însă și acțiunile prezente din 2022 ale lui Ceban sunt la fel de dubioase. Preluarea creanțelor de la AP Canal, fără un raport clar pentru ce s-au cheltuit banii din creditul BERD timp de 9 ani, cum au fost valorificate milioanele de euro pe care acum Ceban vrea să-i pună pe spatele fiecărui chișinăuian, nu este clar. Iar primăria refuză să vină cu un raport detaliat în care să arate orășenilor cum au fost valorificați acei bani care acum, sub forma datoriei, urmează să fie preluate de către municipalitate. În al treilea rând, în ceea ce ține de inițiativa lui Ceban de a aproba prin Consiliul Municipal Chișinău tariful la apă potabilă și canalizare, aici mesajul nostru este foarte clar și este pentru primarul Ivan Ceban, care este unul foarte scurt. Respectați legea întocmai. Ori legea prevede expres că orice aprobare a tarifelor de către consiliile locale se face exclusiv cu avizul prealabil al ANRE. În final, noi suntem conștienți și extrem de raționali și înțelegem că efectele crizei energetice, care are efecte directe și asupra operatorului de apă și canalizare din Chișinău, S.A. Apă Canal. Totodată, atât cadrul normativ, cât și practica altor orașe arată că nu există nicio piedică în aprobarea unor tarife majorate în cazuri în care acestea sunt justificate economic. Însă, o majorare de dragul majorării, așa cum și-o dorește Ivan Ceban, este similară cu creșterea numărului de funcționari, cum a avut loc în cadrul Direcției Transport. Și acest lucru, toate aceste acțiuni nu pot fi susținute de către fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Mersi, Zinaida. Ca o totalizare la ceea ce am menționat mai sus, vrem să comunicăm următoarele poziții. Tariful pentru apă și canalizare în municipiul Chișinău trebuie să fie unul corect și aprobat conform procedurilor legale. Dacă se dorește trecerea creditului pe umerii primăriei municipiului Chișinău, doar după prezentarea unui raport
exhaustiv despre toate cele menționate. Cum a fost accesat acest credit, în ce condiții, la ce etapă este astăzi acest credit, care au fost debursările, care au fost penalitățile, în ce condiții mai departe va fi achitat acest credit, care este soarta lui, care este fizabilitatea acestei proceduri, toate acestea trebuie să fie regăsească într-un raport prezentat atât consilierilor municipiului Chișinău, cât și tuturor locuitorilor municipiului Chișinău. Și ne adresăm și către ANRE cu rugămintea de a delega pentru mâine, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, un reprezentant al agenției care să comunice foarte clar și poziția agenției, toate cele proceduri care au fost parcurse până astăzi, atât din partea APA Canal, cât și din partea agenției, să fie comunicată și o altă poziție, poziția agenției, nu doar cea a APA Canal, care va fi mâine prezentată colegilor. Vă mulțumim foarte mult și dacă sunt întrebări, vă rog frumos să le adresați. Okay. Dacă nu, mulțumim mult și o zi bună în continuare. Azi, frumos.